fost o victorie muncită, am avut un parcurs foarte greu până să ajungem aici, chiar și în calificări pe zonă. De fapt, scopul nostru să creăm o echipă de prieteni care până la urmă a participat la o cupă de prieteni. După calificarea echipei naționale la Euro 2016, avem și primii 10 suporteri prezenți la Campionatul European de anul viitor pentru a-și însoți echipa favorită, bineînțeles, România. Sperăm să le purtăm noroc. Suntem foarte fericiți că vom participa la aceste meciuri, mai ales în postura de campioni ai Cupei Bergamo.